Teodor Brateș, primul crainic al Revoluției, a fost pus sub învinuire pentru infracțiuni contra umanității, după ce, spun procurorii, ar fi fost principalul factor de diseminare a știrilor false. Proiectul de modificare a codurilor penale va fi depus la Parlament, iar una dintre prevederi este aceea că nu va fi prag pentru abuzul în serviciu. DNA cere președintelui încuviințarea urmăririi penale pentru fostul ministru al finanțelor, Sebastian Blădescu, față de care există indicii că ar fi săvârșit două infracțiuni de luare de mită. Klaus Iohannis a atacat Partidul Social Democrat, nemulțumit de schimbările inițiate de Partidul de Guvernământ. PSD-ul a mărit salariile până le-a micșorat, a declarat șeful statului. Mike Pompeo, nominalizat pentru funcția de secretar de stat al SUA, a efectuat în urmă cu două săptămâni o vizită secretă în Coreea de Nord, unde s-ar fi întâlnit cu liderul regimului de la Phenian. Astăzi aflăm cine va fi noul șef al FRF. Forul își alege președintele și membrii noului comitet executiv. Stați cu ochii pe noi, nu ne scapă știrile importante!